Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, la fel ca și alte unități spitalicești din țară, au primit o circulară din partea Ministerului Sănătății prin care sunt anunțate că sâmbătă, 22 august, se va organiza Ziua Porților Deschise. La Giurgiu, evenimentul va fi organizat împreună cu Direcția de Sănătate Publică, iar giurgiuvenii care vor dori să vină la Spitalul Județean în calitate de vizitatori vor avea acces la unitatea de primiri urgențe, la laboratorul de radiologie și imagistică medicală și în cabinetele de ambulatoriu integrat. Acțiunea se va desfășura între orele 9:30-12:30, iar medicii care asigură asistența medicală prin linia de gardă vor prezenta oferta de servicii medicale generale ale secțiilor și vor dialoga cu persoanele interesate. La eveniment va fi prezentă și conducerea spitalului. Ministerul Sănătății își justifică inițiativa prin faptul că un asemenea eveniment ar putea rezolva problemele medicale dintre medic și public. Din păcate, Ziua Porților Deschise a spitalelor din țară nu rezolvă și problemele sistemului medical românesc. Medicii și asistenții medicali din țară sunt în pragul unei greve, nemulțumiți de salarizare. Spitalele se confruntă cu lipsa medicamentelor, iar condițiile din unități nu se ridică la standarde europene. Totuși, Ministerul Sănătății își dorește o legătură strânsă între public și personalul medical, iar organizarea Zilei Porților Deschise reprezintă o bună oportunitate.